în colaborare cu universitățile, am început să creăm listele, deci au început universitățile să creeze listele. În secunda în care este publicată, o să începem să preluăm studenții care s-au înscris și să-i repartizăm. Pentru a întări eforturile de combatere a răspândirii COVID-19 și pentru a ajuta personalul aflat de mai bine de 9 luni în prima linie în lupta aceasta cu virusul COVID-19, a fost adoptată în forma finală ordonanța de urgență care permite desfășurarea activităților de voluntariat de către studenții din anii terminali ai facultăților de medicină, respectiv anii 4, 5 și 6, precum și anii 3 și 4 de asistență medicală în unități sanitare implicate în efortul de limitare a răspândirii infecțiilor cu coronavirus, sub coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență. Această activitate de voluntariat este premiată cu 2500 de lei pe lună pentru cei care se înscriu în acest program.